Salutare, salutare! Încercăm și noi să intrăm în rând cu lumea. Așa că ne-am gândit să, ce să vezi, să facem un podcast. Podcastul nostru se numește 11%. Pentru cei care nu s-au prins de ce, o să mai lăsăm un pic misterul. Și nu vreau să o lungesc foarte mult cu introducerea. Am un invitat extraordinar, ca toți invitații pe care îi vom avea. M-am tot gândit cum să-l prezint, cum să-l introduc, să fac o chestie mai altfel, dar nu mi-a venit nicio idee. Așa că pur și simplu o să zic că în primul episod al podcastului 11% îl avem alături de noi pe actorul și regizorul, majestatea sa, Valentin Rupiță I-ul. Mulțumesc! Salut, Vali! Să te salut în limba ta maternă, Dobrăden. Dobrădan, da. Dobrădan, așa. La noi se spune la cioghes, adică zi bună. Da. Uite, ne-am gândit ca să ai așa o amintire frumoasă de la început. Ți-am pregătit o surpriză. Am aici undeva alături de mine. Vreau să-ți dau un cadou, să-ți fac un cadou. Mulțumesc. Este un tricou inscripționat. Mesajul e cel mai important. Cadou, tricou. Să se vadă la cameră ce tricou, scrie, să nu zică lumea. Aha. 11%. Stai să văd ce scrie și pe tine, dar altfel, chiar la fel, TVR. La mine scrie 11% altfel, dar la fel, așa. Iar la tine scrie 11% chestiunea lui Rupiță I-ul. Mulțumesc, am să-l port, să știi. Chiar te rog. Să faci, da, o poză, să o pui pe Facebook, poate ne, da, urmăresc, da, ne dau like-uri. Okay. De ce am început cu povestea asta, cu chestiunea? Este un podcast despre tine, despre... Da. Cine ești tu, din toate punctele de vedere, și etnic, evident, dar și profesional. Noi te știm din chestiunea zilei. Acolo publicul larg, primul lucru la care se gândește când se gândește la Valentin Rupiță este chestiunea zilei. Cei care au prins chestiunea, da, zilei de atunci, cei acum ăștia, mai tineri, nu prea. Dar eu o să-ți fac o dezvăluire, Boris, dragul meu. Eu în televiziune am intrat în 1992. Când exista canalul Amerom, da? Canal 38, făceam o emisiune cu Melania Medeleanu care se numea O lume nebună nebună. Deci am o vechime mai mare, da, decât 96, când am intrat, am avut șansa să prind trenul care s-a numit Chestiunea Zilei. Dar cum ai ajuns acolo la Chestiunea Zilei? Foarte simplu, eu împreună cu colegii mei, Toni, Grig, Bogdan Dumitrescu și... cu Zamzu, eram o trupă de teatru, eu cu Bogdan fiind soliști vocali, făceam parte din teatru de stradă al Armatei. Ah. Iar Toni era singurul care nu prea avea de muncă atunci și toată ziua stătea la televizor când Florin Călinescu a făcut anunțul că vrea să-și facă trupă. Uh-huh. Noi având spectacolele care le dădeam pentru armată, am făcut o casetă VHS, că atunci așa era cu VHS-ul, și l-am trimis pe Toni, care a stat câteva luni pe scările proului, ca să poată să-i mâneze caseta lui Florin Călinescu. Și atunci Și atunci Florin a văzut și a zis: te vreau pe tine, adică Toni Ionescu, și pe ăla mai gras și mai brunet. N-a spus rom sau țigan. Deși Florin, după ce ne-a cunoscut foarte bine, văzând că mai merge creierul și din alte puncte de vedere, eu în teatru de stradă, fiind director tehnic, că nu puteam să fiu regizor, că era colonelul Preda, care mi-a îndrumat pașii în ceea ce înseamnă meseria asta de regizor din teatru, teatru de revistă. Și atunci a zis, ok, n-a zis. Dar întotdeauna Florin... când mă striga țigane, avea o dulceață. Adică nu făcea în... Nu era preorativ, dacă te strig. Da, e într-adevăr, e jignitor, pentru că, na, nu știu, dar trebuie să spunem că tu ți asumi această etnie, adică declari de fiecare dată... Ce aș putea să spun că sunt, deși am auzit un interviu la noi realizat de colega mea Manu Aldea, la minorități, unde ai spus că ți-ar putea să ai și ceva bunici, sau ai un bunic care a fost hoge. Da, deci mama mea pe certificatul ei de naștere e doar Maria, bunica mea. Da. La tată este linie, pentru că mama a fost făcută din flori.
Și am avut, cred că aveam vreo 9 ani, ne-am dus undeva aici la Lemetru, deci actualul Timpuri Noi, ne-am dus la cineva acasă, l-am văzut, ne-am jucat, de atunci am și o amintire care câinele lui mi s-a prins de ochi și de atunci am frică de câini. Aha. Și când am plecat de acolo a zis, e bunicul tău. Ai avut o experiență mai neplăcută. E bunicul tău, adică e tatăl meu. Aha. Avea altă familie, mă rog, nu ne-am mai dus acolo, decât o singură dată am avut ocazia să-l văd pe acest om și mama m-a povestit că el a fost Oge. Uh-huh. Undeva în zona Cernavodă, pe acolo. Deci ți-ar putea să ai ceva e musulman posibil. În tine, e turc, posibil. Tătar, în e zona posibil. Asta. Da, da, da. Deci... Uite, vreau să spun că acesta este primul podcast, primul episod pe care îl realizăm și de fiecare dată când fac un proiect nou sau când am făcut un proiect nou, mi-am dat seama că primul episod, episodul pilot este cel mai greu și acum trebuie să-ți recunosc că dacă nu ne iese, o să tăiem la montaj sau nu o să-l băgăm deloc. Eu am o vorbă, să știi întotdeauna, când facem o registrare Boris, da. Boris, la mine este farfeca și lipiciu. Și acum vreo 10 ani, 10 ani și un, cred că mai bine de 10 ani, am lansat o revistă pentru copii și știi cum e, ne-am gândit ce să facem, ce să punem, ce rubrici, ce să scriem acolo în ea. Era primul număr, o lansam, aveam bani doar pentru un număr și dacă nu ieșea, dacă nu ne reușea treaba, închideam și plecam acasă. Deci nu putem aici. Dar a fost, da, aici nu putem. Nu nimic, mai vin și a doua oară și facem mult mai mult. Dar de ce îți povestesc lucrul ăsta? Ne-am strofocat oricum, a ieșit cel mai prost. Primul număr a ieșit cel mai prost dintre toate celelalte. Dar am continuat pentru că am avut o idee genială. Așa, pur și simplu, s-a întâmplat. Am pus un dinozaur pe copertă. Mulțumesc. Și la copii, dinozaurii merg. Nu, am înțeles, da. Mulțumesc. De atunci am zis că tot ce încep cu dinozauri. Boris, că fac parte din dinozauri. Exact. Da, dar 92, îți dai seama, sunt atâția ani da. În televiziune. Aș vrea să ne întoarcem un pic la copilăria ta. Da. Ești bucureștean, jet by jet. Sunt născut exact unde e Casa Republicii. Poporului. Vrei să spui, da. Pe partea unde este Catedrala Neamului, cam acolo am avut o casă. Uh-huh. Deci era strada Maiorene numărul 9, ultima casă pe stânga, înainte de zidul care despărțea Maiorene de Institutul de Educație Fizică și Sport, care era atunci în incinta Stadionului Republicii. Și cum a fost copilăria ta? Ce ți-a adus aminte? Foarte frumoasă. Am avut o perioadă în care toată ziua eram în stadion. Am vrut să mă duc la lupte, am vrut să mă duc la box, pentru că erau foarte multe săli de sport și terenuri erau, cred că erau 11 sau 12 terenuri de handball, de fotbal, de tenis, piste de alergare, tot. Dar la un moment dat mama a început să nu mai mă lase. De ce? Care a fost motivul? Ai răbdare și a zis, da, e cazul să-ți formez urechea pentru că vreau să te fac cel mai mare tenor din România. Oh. Și am început să ascult Tristan și Izolda, am început să ascult Wagner, am început să ascult Irina Lughi. Adică tu stăteai în casă și ascultai da, muzică, operă? Da, aveam pick-up. Și copiii băteau mingea afară? Și băteau exact în fața geamului. Așa și mama nu mă lăsa. Ion Dolănescu, Maria Lătărețu, Ioana Radu, Gică Petrescu, Ștefan Bănică Senior, Luigi Ionescu. După aia treceam iar la... Și la cumva de aici a început, te-ai orientat spre zona asta de actorie? Atunci crezi că s-a... Nu, cu actorie era altceva, ca să nu mă las în continuare să ies afară să mă joc sau să dea mașina peste mine, că asta era, de fapt, principalul motiv. Era atunci la TVR Margareta Puslaru și Paul Sava. Uh-huh. Și când își făcea mama codiță, era Margareta și eram Paul Sava și făceam prezentări cu acel fir de la fierul de călcat, că atunci fierul de călcat avea un fir foarte lung. Și cântam și, mă rog, mă jucam foarte mult, m-a pus să pictez, să desenez, n-am avut nicio șansă. Dar atunci era un fel de greutate, așa, că trebuia, mă uitam pe geam cu jind la acei copii care jucau, eu trebuia să ascult muzică, de ce? Ca să-mi formeze urechea. Bun, dar făceai și eu ce aveai, te jucai copii, erai, nu știu, cumva în comunitatea ta, aveai copii, nu știu,
toată ziua stăteai și ascultai muzică. Nu era o comunitate. Dar cum mă ducea la grădiniță? Am mers și eu 3 săptămâni la grădiniță. 3 săptămâni ai reușit. Că nu mai mi-a plăcut. Așa, nu mi-a plăcut niciodată să fiu... Probabil și din cauza asta mama m-a lăsat după aceea mai libertin. Am avut o problemă să nu mă joc cu țigani. De ce? Pentru că la o vârstă foarte fragedă, tatăl meu fiind de etnie romă, ne-a lăsat și a plecat. Și mama atunci a închis ușa. Aici a fost o răzbunare. A fost, nu știu, o frustrare din partea ei, da. Și de atunci ea a zis... Și a încercat să te țină departe de zona asta, de comunitatea romă? Da, de frică să nu apuc drumurile rele, de care toată lumea vorbește, de furat, de spart. De... Aceste stereotipuri nu trebuie să există și azi. Aceste stereotipuri care, mă rog, din există păcate. Și au existat dintotdeauna. Da. Pentru că și înainte, când venea șatra și se punea la marginea satului, dacă dispărea o găină, poliția, jandarmul, popa și fata... învățătorului mergeau în șatră să vadă dacă s-a furat acolo găină. Acolo... Deci astea sunt de secole. Bun. Aș vrea să revin un pic. Ai vorbit că îți plăcea foarte mult sportul. Ai jucat fotbal. Da, nu știu dacă știu, dacă mulți știu că ai fost fotbalist. Ce, fost. Unde ai jucat? De ce te-ai lăsat? Deci am început tot așa, de acolo din cartier. Mergeam unde e Palatul Cotroceni acum, era Palatul Pionierilor. Ne lua o mașină, ne ducea pe terenul la Cutezătorii, spunea, la teren, undeva acum pe la Cutei acolo, făceam antrenamente și când ne întorceam mi se dădea câte o ciocolată. Și atunci eu m-am făcut portar, pentru că îmi plăcea foarte mult să fiu portar, și profesorul Iliescu, Gheorghe Iliescu, mi-a zis, bă, tu o să ieși un mare portar. Și pot să dovedesc asta în anul 1975, în Informația Bucureștiului. Așa, ai apărut despre... în presă, prima dată ai apărut în presă. Era ceva de un mare portar al României, în devenire, dar mi-a greșit Rupiță Valeriu în loc de Valentin. Și ai decupat articolul? L-ai l-am pus la... acasă, bineînțeles că l-am nu vine să cred data viitoare când mi se bucuie. Am cred cam așa de gros, cam cu toate articolele care au apărut în presă. Urmează campionatul mondial de fotbal, TVR-ul îl va transmite din 21 noiembrie până în 18 decembrie, o să putem să ne uităm la campionatul mondial din Qatar. O să fie ceva deosebit pentru că noi eram obișnuiți vara. Exact. Acum e la sfârșit de an, înainte mergeam de... Mergeam la bere, acum o să mergem la țuică fiartă. Da, sau vin fiert, mă rog. Da. Ai rămas aproape de fenomen, urmărești cel puțin. Ai vreo favorită la campionatul mondial? În primul rând să știe lumea că eu sunt rapidist. Da? Și eu. Așa? Unul la mână, doi. Acum la acest campionat mondial cred că o să merg pe Brazilia. E în grupă cu Serbia. Da. Primul meci e Brazilia-Serbia. Tocmai de aia. Da, o să fim adversari cel puțin pe biletele de pronostic. Mă bucur că în sfârșit o să avem pentru prima oară. Vezi că în viața asta care trăim, întotdeauna există o prima dată. La tine e primul podcast, este prima campionat mondial care avem iarna. Da, și așa sunt multe premiere. Da, este primul tricou care scrie de mine, cu negru. Mă rog, hai să alegi altă culoare, dar mă rog, asta e. M-am inspirat. Da. N-am fost foarte inspirat, dar oricum, important este mesajul, cum ziceam. Da. Uite, avem niște jocuri în podcastul nostru și am ajuns la momentul primului joc. Avem pe masă un bol. Da. În care sunt niște bilețele, 20 la număr. Da. Pe fiecare dintre bilețele este o etnie, este numele unei etnii. O să te rog să extragi un bilețel, să vezi ce etnie este pe el. Așa. Dacă pică, nu deschide încă. Dacă pică etnia ta, îl pui deoparte, că nu vrem să așa, să fie din etnia ta. Dar, după ce vei citi etnia, te rog să-mi spui 3 cuvinte pe care le asociez cu această etnie. Ce? Acum poți să spui etnie? Nu, te rog frumos, arată. O să-ți povestesc să spui. Când am dat la istoria muzicii, așa. Examen, da? Da? Am tras și mi-a căzut școala rusă. Mi-a căzut și de tot. Mai poți să tragi un subiect? Poți să mai tragi? Ce, doamnă, e greșit. Am mai dat, până că mi-a căzut Mozart. Și la Mozart n-am căzut, să spun, asta. Da. Aveam... Mi-a căzut etnia tătară. Da. 3 cuvinte care te asociază cu această... Pe în care primul rând o să spun un nume. Dincer, prietenul meu Dincer și al tău. Da. Care acum este subsecretar la departamentul... De la DRI, da. Departamentul pentru relații interetnice. Nuntă.
Nuntă? Am fost la el la nuntă. A, ai fost la el la nuntă? Da. A, eu n-am reușit să ajung. M-a invitat, dar n-am reușit. Baclava. Baclava? Da. De ce baclava? Pentru că n-am vrut dulce. Da, îți place dulcele? Vai. Ai mâncat mult? Vai. Ce Vai. Chiar, ce-ți place cel mai mult să mănânci? Mănânc orice, acum că sunt la un fel de dietă. Știu că am văzut că ai slăbit. Boris, după ce ai 4 stenturi în tine și trebuie să-ți mai pui 3, normal că trebuie să ajungi sub sute. Cât ai reușit să... 25. 25 de kilograme? Da. Ai ținut vreun regim? Da, sau? Da, la diabetolog. Am doctora mea, Nicoleta Pietrișii, care are grijă de mine. Uh-huh. Și întotdeauna mă sună, mai vede cât o poză pe Facebook, mă sună. Ce ai făcut? Te-ai îngreșat sau ce? Da, păi acum din concediul ăsta am venit cu vreo 3 kg și ceva și m-a văzut și m-a sunat. Ce faci? Bine, doamnă, dumneavoastră. Și acum nu mai poți, nu mai ești atât de gurman, să zic, nu mai poți. Nu mai sunt, mi-am reluat dieta care mi-a dat-o, că e făcută și pe diabetul meu. Da. Și plus de asta, acum în noiembrie trebuie să mă duc iar la control. Uh-huh. Da. Trebuie să... ții boala sub... Nu e boală, diabetul nu e neapărat o boală. Diabetul nu, dar chestia asta care ne ține în viață... Da, motoraș. Da. Ce să... Vreau să vorbim un pic despre prezentul tău, despre filmele pe care... ok, a fost perioada cu chestiunea zilei, da. Și cum ziceai, noi cei mai... care am prins televiziunea anilor 90... Da, dinozauri, nu, că ai zis bine, dinozauri. Nu, te ține minte. Acum... te tot vedem. De curând a apărut un nou film care este acum în cinematografe. O comedie. Dar nu știu de ce oamenii te asociază de obicei cu comedia. Ai jucat în cel mai mult ce ai jucat a fost roluri de comedie? Nu, dar eu le-am făcut mai umane așa. De multe ori există niște stereotipuri, dacă vrei să spun, la anumiți regizori și în general scriitori. Da, de exemplu, am ajuns la o vârstă acum care sper să joc ceea ce mi-am dorit în tinerețe. Un doctor, un profesor universitar. Pentru că totdeauna, când aveau nevoie de bodyguard sau de un om rău, să joci un Hamlet sau un... Hamlet nu o să pot să joc niciodată. Boris, nu o să pot. Dar, da? Dar vai Batista. Ia zi. Deci Hamlet nu o să pot să joc pentru că era alb. Asta e toată problema. În teatru contemporan... Adam Auru. Am văzut un... nu știu dacă Hamlet, sau mă rog, cum o piesă din astea clasică la Bulandra, dacă mi-aduc aminte, oricum a fost cu mulți ani înainte, unde toate personajele erau jucate de femei. Da, sunt tot felul de experiențe. Asta zic, sunt nu se știe niciodată. Da. Eu m-am retras un pic, de vreo 6 ani de zile m-am retras în spate, pentru că știi foarte bine că și eu produc o emisiune pentru minoritatea romă. Așa este. De 18 ani mă laud. Ha. Da. Anul ăsta fac, nu, la anul fac 18 ani, deci majoratul. Iar bucuria a fost în felul următor, că m-a sunat Cristina Dobrițoi, o femeie cu care am lucrat foarte mulți ani și a zis, Vali, filmăm. Și am zis, ok, filmăm. N-am întrebat contract, n-am întrebat nimic, pentru că o cunosc și este o femeie de cuvânt și întotdeauna. Și am făcut parte din distribuția acestui film, care se numește Nu-s botezul în mormântă. Sună un pic cu surița. Sună, da. Bregovici, el are asta cu orchestra de nunți. Este scris de Lusting Bătrânul, regizat de Lusting Tânărul. Junior. Da. Alex, da. Și am un episodic, sunt acolo, am câteva replici, nu extraordinare, dar ce am observat la sală, că lumea râde. Când apar eu și Sergiu Costache, că noi suntem cei doi băieți buni, că am fost întrebați de ce întotdeauna tu joci negativ. Dar nu sunt întotdeauna negativ, pentru că, de fapt, dacă stau să mă gândesc... A fost, pot să spun, o telenovelă, Numai iubirea, da. În care toată telenovela, vreo 300 de episoade, s-a vorbit de unul Sică Ciomag. Nu știa nimeni cine e Sică Ciomag. Și în ultimul episod, regizorul, da, Iura Luncașu, și aduce aminte și mă sună. Unde ești? Am plecat. Întoarce-te. De ce? Ia-ți costumul ăla cu duci în urmă, că trebuie să te arestezi. De ce am apărut în ultimul episod? Tot rău. Da, am înțeles că rolurile negative sunt foarte grele. Sunt grele și mai ales că la fiecare trebuie să le dai o altă compoziție. Da? Să nu uităm că vorbeam
vorbeam cu Pavlu în rulot. Măi, De Niro a jucat foarte mult mafiot. Uh-huh. Dar niciodată nu. Rolul lui care l-a jucat în Casino nu e cu Once Upon a Time in America sau cu alt. Întotdeauna l-a dat altă structură. L-a dat altfel. Altă structură. Și aici trebuie să-ți caut. Și de-aia lumea mă consideră mai mult așa de comedie, că eu întotdeauna am fost rău, dar am aruncat și o vorbă. Aveam, de exemplu, un lanț cu care mă jucam pe deget. Uh-huh. Și trebuia să îl toc pe da, unul. Să fie amenințător. Da. Și el se uita și a zis, ce te uiți, mă? Știi unde era lanțul ăsta azi dimineață? Nu, pe gâtul lui Costel. Adică, și lumea a râs. Da, sau, de exemplu, în acest film am o replică pe care eu o repet datorită unei colege care, în loc să spună la Strasburg, au revoir, a spus au revoir. Și mie mi-a rămas chestia asta, când spun la revedere la cineva, spun au revoir. Și am băgat un film, adică mi s-a părut ceva normal. Au revoir. Dar, toată lumea râdea și nu știam de ce. Dar apropo de faptul că eu ești un tip foarte așa bine dispus tot timpul, ai glume, faci lumea în jurul tău să râdă. Ai vreo glumă preferată, vreo glumă, știi, ne poți spune o glumă despre romi? Acum ai vreo în minte așa ceva? Bă, Boris, mă, știi care e diferența între un țigan și o fată mare? Nu? Țiganul e tot țigan. Da. E cam grea, să știi că da, e profundă. Am spus-o lui Copolovici și Copolovici în blogul lui m-a citat. Da. Da, mie îmi place când oamenii, autoironia e foarte importantă, zic eu. Este foarte importantă pentru că întotdeauna să știi că lumea nu te ia. Ești actor rom. Nu, te ia că ești om, în primul rând. Așa ești. Da? Tu ești ziarist, tu ești un autor de cărți de SF-ul, da? Nimeni nu zice, bă, autorul ăla sârb. Zice Boris Velimirovici. Da. A scos cartea care nici acum nu le-am primit. Apropo, să știți că nu mi-a dat nici acum card. Se vând foarte bine și... Da, da, știu, nu mai am și eu banii. Nu, carduri primești? Am niște carduri cu Stella Popescu. Da. Da. Bun. Aș vrea să ne apropiem un pic și de un chestionar pe care îl avem, că am vorbit foarte mult de stereotipurile acestea legate de romi și nu numai de romi, de minoritari în general, în societatea noastră, în România... 11% din populație, din cei care trăim aici, suntem de altă etnie decât cea majoritară romă. Și sunt în pofida acestui vrei fapt... Vrei să vin serios așa, da. Da, în pofida, nu neapărat. Păi stai că noi nu ne-am declarat toți, că așa că o să fim 40%. Mă rog, zi mai după. 11% să fie. 11%. Am dezvăluit un pic și misterul de la început. Da. Aș vrea să... Există câteva stereotipuri și aș vrea să încerc să le demontăm aici, pentru că rolul nostru al redacției minorități de la TVR este și să ne luptăm cu aceste stereotipuri și să încercăm să le combatem, să vedem cum stă treaba cu ele și de ce au apărut și cum putem să le eliminăm de tot. Așa că am un chestionar pentru tine care are 5 întrebări și nu vreau să-mi dai niște răspunsuri savante sau din punct de vedere sociologic foarte complexe. Zis că dacă știam să citesc în română, dacă știam și matematică, în 2024 puteam să candidez să fiu președintele României. Bine, nu e timpul pierdut. Da, așa, te ascult. Prima întrebare. Minoritățile au, se spune foarte mult în, există acest discurs, că minoritățile din România au mai multe drepturi decât românii. Drepturi la ce? Drepturi... La ce? În primul rând, lumea trebuie să știe că noi suntem în primul rând români. Da? Eu pe buletinul meu scrie român, nu scrie rom. Pe buletinul tău scrie român, nu scrie sârb. Nu există niciun document. Corect? Da, nu există avem niciun document oficial. Avem aceleași drepturi ca toți cei 19 milioane. Așa. Nu avem nimic în plus sau în minus. Din contră, de multe ori avem uși închis. Am dat un răspuns bun? Este răspunsul tău. Mulțumesc. Să mergem mai. A doua întrebare. Minoritarii sunt obligați, subliniez cuvântul obligați, să știe limba română. Aici sunt două variante de răspuns. Unu, trebuie să vorbim română pentru că trăim în România și suntem români, încă o dată repet, suntem români.
Doi, iar asta că suntem obligați să învățăm română, nu, pentru că și la mine, în minoritatea mea, sunt destul de multe comunități unde se vorbește numai limba romanii. De ce? Pentru că nu sunt copiii trimiși la școală. Intrăm într-o chestie politică care ți-aș vorbi până mâine. Părerea mea, pe care vreau să o audă încă o dată, cine o să audă și care, nu s-a dorit niciodată, nici înainte de 90, nici după 90, ca acest popor să devină mai deștept. Sunt școli, sunt școli unde nu e apă, nu e WC, nu e cutare, dar totuși copiii merg la școală. Și sunt școli unde se fac și segregări, și sunt multe, multe probleme în acest domeniu, Boris, și am putea să discutăm numai pe asta trei podcasturi. Așa este. Da? Așa deci este. Nu ne obligă nimeni să învățăm limba română. Da, nici nu cred că e cazul pentru în primul rând trebuie să o vezi că e a ta. Când te duci la pâine, trebuie să spui o pâine. Da, trebuie să știi, să poți să trăiești în această da. Comunitate unde limba română este... E țara ta. Da. E nația ta. Da? Așa e. Mai există o prejudecată și care sună ceva de genul, dacă nu le convine minoritarilor, dacă da. Nu le convine ceva, să plece în țara lor. Ok. În care țară? Tu ai putea să pleci în Serbia, da? Dar eu unde aș putea să plec? În India. Ce? Păi stai un pic, aici este o problemă, da? S-a încercat pe timpuri și văd acum că și Dorin Cioabă încearcă da. Iarăși să bată la porțile Imperiului Indian, să ne recunoască ca fiind, făcând parte din coasta lor. Uh-huh. Schelet, coasta, Adam, așa, Adam la. Da? Așa. Ok, și ce fac acolo? Ba trebuie să învăț indiană sau să stăpânesc foarte, foarte bine engleză. Bun, deci va trebui să învăț o limbă, revenim la întrebarea de dinainte. Da. Deci oricum trebuie să înveți română pentru că trăiești în țara asta. Da, dar bine, ideea asta cu pleca, să plece în țara lor, evident, în cazul romilor nu este, nu, este o, nici fizic romi, posibil. Nu numai romi, și tătari, trebuie... și la turci, și la greci, la toate minoritățile care sunt. Da, da, pentru că țara asta este țara lor. Nu, dacă vrei să fii rău. Dacă vrei să fii da. Rău. Bă, este dar de ce nu te gratuită. Duci în Serbia ta să trăiești acolo? Pentru că tu ești născut aici. Da. Familia mea de sute de ani este în Banat, când Banatul nu era România. Păi vezi, asta e. Mai există oameni care zic, nu există minoritari. Toți suntem români, de etnie da. Română. Da. Ce părere ai despre noi chestia suntem asta? Români. Noi suntem români. Noi suntem aici pe vești stăpâni, da? Nu contează când ne cheamă cu pui de dac. Cum, da. Cum era chestia aia? Nu mai aduc aminte, mă rog. Boris Velimirovici, pui de dac. Da. El era un dac. Da. Care exact. Era, cine era? Boris Velimirovici. Exact. Normal. Asta e, nu. Și... Sunt niște, nu știu de unde ai luat chestionarul ăsta, dar... Eu l-am făcut. A, tu l-ai făcut. Da. Bun, și sunt ultima, există cei care spun, în România nu există discriminare. Românii sunt un model de toleranță. Extraordinar! Ce tu zici? Mai mergi cu ITB-ul? Mai merg, să știi. Bun, uită-te. Nu, e ITSTB acum. Mă rog, tot ITB. Urmărește când mergi cu tramvaiul, cu metrou, etc. Când se suie o femeie de etnie romă și îmbrăcată cu fuste, aha. Primul gest al tuturor femeilor sau al bărbaților este ăsta. Există sau nu discriminare? Da. Bun. Eu am îmbrăcat-o pe Zita, actrița cu care lucrez la emisiunea mea, la Strasburg și am mers în Place de l'Homme du Fer, chiar în centrul Strasburg. Uh-huh. Să vedem ce se întâmplă. Tocmai atunci erau făcute niște deportări din Franța. Mă, Boris, dacă luam un euro la câte poze a făcut fata asta acolo, veneam cu cel puțin 2-3 mii de euro. Pe cuvântul meu, da? Ei, am dus în România în 2006 și am băgat o îmbrăcată tradițional într-o farmacie. A dat-o afară. Despre ce vorbim? M-am plimbat peste tot în Europa asta. Iartă-mă că te întreb. Da? Peste tot m-am plimbat. N-am fost dincolo de balta aia mare. Uh-huh. O să ajung și acolo să dea Cristoșelul să mă ajute, da? Nu am văzut mai mare discriminare ca în România. Eu mă duc foarte des în Spania, unde sunt foarte, foarte multe minorități. Începând de la sud-americani, sud-africani, sud-putare, toate popoarele lumii parcă sunt adunate în Spania. Așa cum zic și în Anglia la fel. Bă, dar nu-l vezi pe unul că se uită urât.
Nu-l vezi pe unul care vine să cumpere și să cum se întâmplă la noi. Cea mai mare discriminare care se face în România este între, hai să spunem, majoritar și minoritar. De ce? Că te simte că ești, cum sunt eu, mai alb și tu mai negru. Sau dacă am un accent diferent. Deși nu toți romii, repet, nu toți romii vorbesc gâjit și nu toți romii vorbesc în dezacorduri. Așa este. Da? Bun. Ți-am răspuns corect, da? Da. Aștept să văd de ce punctaj îmi dai. Nu e cu punctaj, este... M-a interesat să faci un top. Părerea ta. Și... Un ultim joc de azi, care are legătură cu comunitățile, cu minoritățile, se numește Cuvântul și etnia. Avem în România 20 de etnii. Da. O să ți le citesc pe toate. Așa, în ordine alfabetică am încercat, eu să le pun aici pe lista aceasta. Și tu să-mi spui primul cuvânt care îți trece prin cap când auzi etnia respectivă. Ok? Da. Putem să începem? Ești pregătit? Da. Albanezi. Post TV. Post TV? Da. Pentru că în Albania există un post de televiziune al romilor. Ah. Armeni. Pampucean. Adică pentru cei care nu... Maruzian Pampucean este liderul grupului minoritar din Parlamentul României. Da. Bulgari. Hristu Stoichkov Mamălicki. Fotbalistul, nu? Da, da, da. Cehi. Bere. Croați. Mare. Evrei. Shalom. Greci. Calimera. Italieni. Pizza. Macedoneni. Aici am macedoneni, chiar nu știu. Alexandru cel Mare. Merge. Ok. Maghiari. Iano pot Kivanok, Tudor Mogheru, că știu un pic. A, știi? Da. De unde? Mama a avut o perioadă, ca să înțelegi povestea de la început, mama a avut o perioadă în tinerețea ei în care a jucat la Teatru de Stat din Brașov. Uh-huh. Și în Brașov știi că erau și sași și maghiari. Cuvânt. Și am învățat și, evrei, și trebuia să cânte. Mi făcea parte din corul. A, ea cânta. Da. A, de aici ți se trage. Da, da. În corul Teatrului Dramaturgic și trebuia să cânte și în ungurește. Uh-huh. Și de multe ori când vorbea cu mine mai îmi spunea în ungurește anumite lucruri să nu înțeleagă lumea. Sau să olgoște, adică taci din gură. Nemți? Bayern München. A, echipa ta de nu. Suflet? Nu. Nu, Barcelona, ca echipă străină. Polonezi. La polonez aș zice așa, Lewandowski. Să nu zici cârnați. Nu, Lewandowski. Bine, la polonez aș fi zis Auschwitz, dar e totuși, Lewandowski mai bine. Da, e tristă povestea și să păstrăm totuși un ton optimist. A fost acolo și am văzut. Da, este... Și acum, după atâția ani, dacă ajungi acolo... Am avut echipă și anul ăsta. Dacă ajungi acolo, nu știu, simți durerea. Boris, poți să mă laud la tine, da? Am fost și la Dachau, primul lagăr de concentrare. Să trecem mai departe. Polonezi. Români. Romi. Romi. Da. Sunt doar minorități etnice. Despre etnia ta. Cântec, dans, voie bună, mâncare bună. Ruși lipoveni. Vodcă. Ruteni. Vodcă Mihai Traist. Nu, ruteni. Deva. Da. Sârbi. Boris Velimirovici, da, okay, scriitor de SF-ul care n-am primit acum cărțile. Bine, dar nu trebuie să spui de 10 ori. Doar că zic tot timpul ca să te șicanezi. Slovaci. Tot un fel de bere, dar neagră. Iau și berea neagră, știi? Da. Că mereu uităm. Bere blondă și bere... Vorba noastră, altfel, dar la fel. Păi, dacă e când te duci spre Polonia, treci prin Slovenia, da? Slovenia, da. Da. Nu prin Slovenia, prin Slovacia. Slovenia, Slovacia, Slovenia, Cehia, Slovenia tot acolo. E jos. Tot acolo. E fostă Republica Iugoslaviei, spre Italia. Așa. Și toate... Depinde pe unde mergi în Polonia, că poți să mergi și prin Ucraina. Depinde dacă e în stânga sau e în dreapta. Da, ai dreptate, scuză-mă, eu cu geografia asta nouă stau mai prost. Da, e greu să ții minte hărțile astea, în ultimul timp se tot schimbă. Așa, turci. Azi de Slovaci am zis, turci, da. Baclava. Tătari? Îi răspund iar pe din cer. Ucraineni. La ucrainieni ce să spun?
multă sănătate, să dea Dumnezeu să trecesc cu bine. Deci te gândești la război când auzi ucraineni. Te gândești la tragedii, la oameni. E ceva de... Și pot să povestesc 3 secunde, nu știu cât timp mai avem. Poți. Bun. Mă cheamă Ioana Cosma să vorbim de fotbal, apropo de chestia asta, când spuneai dacă mai mă ocup de fotbal. Da. Și o întreb, despre ce să vorbim? Și eu am o problemă, să știi, că am jucat și eu până în 81. În 81 chiar pot să mă laud că am fost divizionar la Progresul București. Și când îi văd pe acest copii, că dacă l-a atins un pic așa cu palma, zici că l-a lovit trenul. Și îmi zice Ioana, bă nebunule, zi tu ce vrei tu acolo, că știu, la. Ok. Și ajung la emisiune. Și văd că Ioana nu apare. Ce se întâmplă? Prima întrebare. Bună ziua, știți că astăzi a început războiul în Ucraina. Deci am rămas blocat. Nu s-a așteptat nimeni. Nu. Noroc așa că este. Eu am mai citit ceva despre Ucraina, am mai văzut și niște filme și am știut cât de cât să o susțin pe Ioana. Știi? Dar e inimaginabil chestia asta. Da. Pentru că ne apropiem de sfârșit. I-a mai omorât odată. Da, pentru că ne apropiem de sfârșit. Da. Mie îmi pare foarte bine că am deschis această serie. Credeam că îți pare foarte rău că terminăm așa de repede. Da, îmi pare că cu tine pot să stau de vorbă și am stat. Și mai stăm foarte mult. Ne-am gândit, știi că ai zis de mai multe ori că îmi place SF-ul și fantasy-ul, ne-am gândit să creăm o poveste a noastră, a celor de la podcast 11% și a invitaților noștri și să scriem împreună această poveste. Însă are o regulă povestea aceasta. Toți invitații vor ști doar o propoziție și anume propoziția scrisă de cel dinaintea lui. Uh-huh. Eu fiind primul trebuie să scriu primul. Eu o să scriu prima propoziție și tu o să o continui. Okay. Și următorul invitat care va veni nu va vedea propoziția mea, va vedea doar propoziția ta și va continua de unde ai oprit. Și după un an vedem ce iese. Și după o perioadă vom vedea ce iese. De ce facem jocul ăsta? Vrem să scoatem în evidență faptul că de multe ori, dacă nu ai o imagine de ansamblu, dacă nu știi contextul, mesajul poate fi denaturat. Și așa cum se întâmplă de multe ori între comunități, în comunicarea legată de minoritățile din România, se prinde o frântură dintr-un discurs al unui premier sau din discursul unui politician sau așa, și începe interpretările, scoaterile din context și de fapt mesajul este cu totul și cu totul diferit față de ce s-a dorit inițial. Sau poate... Eu pot să-ți dau un exemplu. Te rog. Când era prim-ministru Mereu, Răzvan Ungureanu. Da. Sau cum? Da. Nicolae Păun era deputat și atunci în discuțiile care l-au avut, era din partea rândului, da, au spus, domne, vrem să facem și noi liceu în limba română. Și pentru că în textul de lege a apărut numai în limba română, a este un întreg scandal. Și în limba română. Exact ce spuneai tu mai devreme. Exact. Uite, prima propoziție. Asta poți să tai. Nu tăiem, o lăsăm, de ce să tăiem? Prima propoziție la care m-am gândit, pentru că ziceai că sunt foarte... Mie chiar îmi plac poveștile și am o fetiță mică, care e prietenă bună cu nepoțica ta. Da, știu. Și citește foarte multe povești, e la faza asta cu poveștile și mie îmi plac poveștile. Cred că tuturor ne plac poveștile. Și fantasy-ul. Prima propoziție la care m-am gândit eu este, pe care o să o scriu, sună așa. A fost odată, ca niciodată, stai să scriu, că poate... A fost odată, ca niciodată, un tărâm magic în care locuiau o sumedenie de popoare. Acum o să te rog... Aceste popoare nu scrie tot tu, ca să fie acela scris. Nu, o să scriu, vreau să fie scrisul tău. Nu contează dacă mănânci litere, că nu o să arătăm. Păi da, ți-am zis că dacă știam carte, mă duceam mai departe. Deci ai un stilou special, a cumpărat Teo, colega mea, special pentru invitați.
Nu, ăla e pixul meu, ăla nu. Asta e pixul tău? Asta e pixul... Să știi că schidul nici la școală n-am avut, n-am rog. Vrei să nu faci din alea, cum se numesc, băzgălituri din alea. Mai stai așa, mai deci, zicim o dată. A fost odată. O țară în care... A fost odată, nu, ca niciodată. O sumedenie de popoare. Ele. Iau. Bună. Înțelegere. Și nu exista. Discriminare. Deci, ele trăiau... Citește tu, ca să nu citești eu, că tu citești mai voce de actor, să citești mai frumos. Și te rog să te semnezi. Știi ce să nu uit ai uitat să spui? Că am făcut foarte mulți ani radio. Ah, da, bă, bine, ai făcut mult, ai făcut și radio și... Și scrii și în clar numele. Scrii și în clar numele, că o să uit. 6 octombrie 2022. Așa, scrieți și în clar numele. Da. Știe, ele trăiau în bună înțelegere și nu exista discriminare. Dar citește de la început și prima propoziție, ca să înțeleagă lumea. Noapte bună, copii. A fost odată ca niciodată un tărâm magic în care trăiau o sumedenie de popoare. Ele trăiau în bună înțelegere și nu exista discriminare. Doar pace. Și cu asta punem capăt primului episod al podcastului 11%. Vă mulțumim!